Decebal Nae și-a exprimat intenția de a părăsi petrolul cu destinația CS Păulești. Tot la Păulești rămâne Andrei Ciobanu, curtat intens de petrolul în această iarnă. Ciobanu a declinat oferta echipei ploieștene. Octavian Grigore a stabilit că reunirea lotului să aibă loc marți, 17 ianuarie, pe stadionul Ilie Oană. Cantonamentul centralizat va fi organizat fie la Ploiești, fie într-o stațiune de la munte. Oficialii clubului perfectează în această perioadă și calendarul jocurilor de pregătire. Microbiștii din Ploiești așteaptă ca primăria să rezolve luna viitoare problema siclei și a brandului petrolului.